Consiliul Local Craiova. Dacă sunt discuții la procesul verbal din 30 octombrie 2019. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Sunt la ședință. Da. Avem pe ordinea de zi un număr de 3 proiecte. În următoarea ordine. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avie de cadrelor didactice din Comuna Traian pentru un an noiembrie 2019, inițiator primar Gheorghiu Căsorin. Proiectul cu numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea vizului favorabil în vederea actualizării și aprobării planului urbanistic general al Comunei Traian, inițiator primar Sorin Gheorghiu. Și proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Traian, județul Bacău, a investiției modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice, sat Bogdănești, Comuna Traian, județul Bacău, inițiator primar Florin Gheorghiu. Și diverse, bineînțeles. Da? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt. Începem cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avete cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna noiembrie 2019. Inițiator primar Sorin Gheorghiu. Dacă sunt discuții la proiectul ăsta. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Cu trează! Este doamna Morar împotrivă. Abține? Două. Doamna Morar împotrivă. Dar de ce? Două împotrivă? Nu vă face meditații cu elevii și... vă respecta ce spune legea învățământului. Știm că doamna profesoară de matematică face meditații pe elevii dimineața. O jumătate de oră... Alt exemplu nu poți să vă mergem. Serios? Are și trăiașul să nu îi vreau și a lăsă. Dimitor ca Luca, Dimitor ca Luca. Bacău trăiaș, Bacău zăpăde. Unde nu scrie? Uite, la 19-20. Dumane era Luca. Dumane era Luca. Dimitor fă-i la trăiaș. Da. Și pe zăpăde. Da, tot atât, da. La bani. Da, la bani. La greșe. La greșe. La greșe. La greșe. La cei de la zăpare. Trecem la cel de-al doilea proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea vizului favorabil în vederea actualizării și aprobării planului urbanistic general al Comunei Traian, județul Bacău. În urma discuțiilor purtate cu dumneavoastră, ne s-au dat planurile de la doamna arhitect Stoica. Exact cum ați hotărât dumneavoastră. Sunt discuții la proiectul ăsta, doamna Ișoan, am văzut că l-ați consultat. Păi, cum am urmă? Hai, vezi, mai. Așa, ăsta-i...
Modernizare, iluminat public cu panouri fotovoltaice, stat Bogdănești, comuna Traian, județul Bacău. Spuneți, domnul primar, ce este părerea? Aici trebuie să trecuți stâlpii care am făcut cu fotovoltaice și trecem în domeniul public. Ca să ne putem recupera banii de la AFIR. Iluminatul public cu fotovoltaice, care acum s-au încheiat lucrarea. Acum s-au făcut. Lucrarea, efectiv, trebuie să-i cu domeniul. Nu s-o prea primul. Investiția nouă trebuie introdusă în domeniul public ca să facă după asta BCP-ul, dosarul de plasă. Dosarul cerere de plasă. Mai sunt discuții? Supunem la vot cine este pentru? Toată lumea este pentru. Da. Cine v-am potrivă, nu este nimeni. Ține-l mâna. Am ajuns la diverse, dacă... Cineva are ceva de comunicat, propus. Dacă nu sunt discuții, declarăm ședința închisă.